Bună dimineața, în imagine avem acest dispozitiv care face comandă la distanță cu intermediul acestei telecomenzi cu două canale. Este acest dispozitiv cu alimentare la 12V și avem, observăm aici aceste borne de alimentare de sus în jos, avem masa V+, plusul alimentării și cele două relee electromagnetice care observăm fac contact normal închis pe releul 2, observăm comun și on-off pe releul 2 și releul 1 pe celălalt canal al dispozitivului. Așa, hai să dăm capacul jos. Observăm că avem un circuit radio aici, în stânga, care face comanda prin intermediul acestui procesor de memorare a fiecărui canal. Acest dispozitiv este utilizat, după cum știm, atât la comanda porților rulante, de exemplu, sau să prindem becuri de la distanță sau diverse automatizări, acționări de motoare electrice. Bineînțeles, din acest o să vedem îndată, din acest buton putem memora telecomanda în mai multe moduri. Haideți să-l alimentăm. Alimentăm cu 12V, așa, observăm tensiunea pe aparatul de măsură, 12V în continuu. Se alimentează acest dispozitiv, bineînțeles că avem și acest, observăm aici, avem jumperul. Pentru ieșire aici avem un jumper, să nu uităm acest detaliu, pentru că acest jumper de aici, acest conector intermediar, face comanda atât normal închis cât și normal deschis a releelor, deci cu cuplare la declanșare și cu cuplare normală. Apăsând acest switcher de aici, acest micro switcher, observăm că avem această stare a LED-ului de aici de memorare a telecomenzii, deci avem cele 3 sau 4 moduri în care poate funcționa telecomanda. Observăm că acum funcționează în regim normal când apăsăm AU sau celălalt releu B. Memorând de aici, apăsând acest switcher, memorăm telecomanda în alt mod, acționând acest switcher. Deci, practic, putem să o programăm să funcționeze în diverse moduri, de exemplu cu acționare directă sau cu memorare la acționare. Și în momentul în care apăsăm tasta A, de exemplu, se automenține releul și când o mai apăsăm o dată se declanșează releul. Deci, practic, acest mod îl facem de aici, din acest micro-întrerupător. Așa, observăm că acum când pâlpâie LED-ul intermitent, acționăm în acest mod telecomanda. Și ulterior avem starea memorată. E bine, să ne jucăm cu acest dispozitiv puțin ca să îl învățăm cum funcționează corect. Și poate funcționa, bineînțeles, că la fel ca altfel de dispozitive și cu tensiunea rețelei sau chiar cu tensiuni mai mari, deoarece aceste relee electromagnetice au izolare galvanică față de sursa de alimentare, față de 12V curent continuu cu care îl alimentăm. Bun, sper că a fost de folos, ne întâlnim în episoadele următoare, lucruri cel puțin la fel de interesante și utile. Până data viitoare, vă doresc o zi faină, în continuare, weekend plăcut și spor în toate proiectele noastre care doriți să le realizați cu succes.
Ne întâlnim în episodul următor. Vă salut cu respect!